Bună seara, pentru a doua oară suntem din nou în direct în cartierul Mimiu, aici unde se desfășoară o amplă acțiune a forțelor de ordine. Sunt mobilizați polițiști, jandarmi și militari. Cartierul Mimiu, care a fost până acum scena a două incidente violente, incidente pe care forțele de ordine le-au aplanat, însă pentru a menține ordinea este nevoie de prezența lor aici. Așadar, după cum spuneam, în această seară două elicoptere ale Ministerului Administrației și Internelor au venit să survoleze această zonă. Alături de forțe terestre au venit câteva echipaje și de la poliția locală. Însă cei mai mulți sunt polițiști și jandarmi ai Ministerului Administrației și Internelor. Este un cartier, așa cum foarte bine știu toți ploieștenii, un cartier cu destule probleme, în care scandalurile sunt la ordinea zilei, de cele mai multe ori fiind scandaluri cu violență. Au degenerat, așa cum s-a întâmplat și în alte situații din țară. În urmă cu câteva momente ne spuneau polițiștii că sunt nevoiți să continue aceste acțiuni și să țină permanent cartierele sensibile sub supraveghere, în special Mimiu, aici unde oricând riscă să izbucnească tot felul de conflicte. Este un cartier uitat de lume, cu străzi neasfaltate, condiții inimaginabile. Și în care oamenii majoritari de etnie romă mai mereu au ceva de spus, mai mereu se revoltă, de cele mai multe ori fără nicio legătură cu situația reală, cu ceea ce se întâmplă în țară, mai ales în această perioadă. Echipajele de jandarmi și ale poliției patrulează pe mai toate străduțele și încearcă să-i țină pe oameni în casă. Ieri e probabil că știți deja, pe fondul consumului de alcool, în ziua Paștelui, așa cum se întâmplă de regulă, au izbucnit un conflict. Un conflict violent care a fost până la urmă aplanat de jandarmi. Au fost aplicate 4 amenzi, 2 a câte 500 de lei, 2 de câte 2000 de lei și s-a deschis un dosar penal. Însă știți foarte bine că cei din această pătură socială nu prea plătesc amenziile. Așa că, din punctul ăsta de vedere, coerciția este inutilă. Se apropie din nou elicopterele, vor survola zona. Au transmis mesaje audio, sfătuind, dacă mi-e permis să spun așa, populația să rămână în casă. De această dată, acțiunea are caracter preventiv. Așadar, pentru cei care
au intrat mai târziu în direct alături de noi. Am să mai fac încă o dată precizări legate de ceea ce se întâmplă acum în cartierul Miniu din Ploiești. O acțiune amplă a forțelor de ordine, poliție, jandarmi, poliție locală și militari. Este periat la sânge cartierul Miniu pentru a preveni izbucnirea violențelor. Deja două evenimente de acest fel au fost consemnate până acum. Zona este survolată de două elicoptere ale administrației și internelor. Din când în când transmit mesaje către populație pentru a-i determina pe oameni, în general destul de agitați din câte am observat, să nu părăsească locuințele și să țină situația sub control astfel încât să nu degenereze din nou în situații violente. Apar din când în când și liderii acestei comunități care încearcă să țină legătura cu polițiștii și să-și calmeze comunitatea pe cât posibil. Din când în când mai ies de curiozitate de prin curți, însă polițiștii se duc imediat și jandarmii și îi bagă la loc în case. Vom încheia în curând această transmisiune în direct din cartierul Ploieștean Mimiu, reamintindu-vă faptul că în această seară are loc o acțiune cu caracter preventiv în acest cartier, după ce două evenimente violente s-au petrecut aici, unul dintre ele chiar aseară, în comunitatea romilor din acest cartier al Ploieștiului. Pare greu de crezut că este un cartier din orașul Ploiești. Știu că mulți îl cunoaște, cel mai mulți dintre noastre, puțini însă au avut ocazia să intre vreodată aici. Și foarte puțin și-au dorit acest lucru. Cerul în continuare este survolat chiar deasupra cartierului Miniu de elicoptere ale Ministerului Administrației și Internelor. Din când în când aceste elicoptere transmit mesaje populației încercând să-i determine pe oameni să rămână în casă. Pe străzile din Miniu sunt în continuare polițiști, jandarmi și militari. Cartierul practic este pe departe înconjurat pe la intrări de forțele de ordine, însă și pe străzi patrulează foarte multe echipaje. Chiar spune cineva într-un comentariu, atâta cheltuială pentru ca acești indivizi să înțeleagă, cu siguranță comunitatea ar fi putut face mult mai multe cu acești bani. Dar din păcate aceasta este situația, trebuie tratată ca atare și în niciun caz nu trebuie lăsată să degenereze.
Aici încheiem transmisiunea în direct, vă dorim o seară liniștită tuturor și să sperăm că această acțiune și-a atins scopul. Nu vor mai exista incidente violente nici în Mimiu, nici în alte cartiere ploieștene și că toată nebunia asta se va încheia în curând, pentru că toți ne dorim să revenim la normalitate, toți ne dorim să mergem la muncă și să ne putem câștiga traiul. Din păcate, însă, din partea autorităților, veștile nu sunt încă dintre cele mai bune, așa că este posibil ca în următoarea lună să nu prea auzim despre relaxare a acestor măsuri. Să aveți încă o dată, vă spun, o seară bună și un Paște liniștit!